Rugăciunea de luni. Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință recunosc și mărturisesc că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii tale dumnezeiești. Pentru aceasta astăzi, că este luni și începutul săptămânii, cer ca să-mi lași păcatele și să mi le ierți, rugându-mă cu smerenie milostivirii tale celei mari, să-mi dai dar să pun început bun, să port grijă și să mă ostenesc pentru sufletul meu, pentru care ai petrecut atâtea osteneli și ispite la sfânta ta răstignire, pentru ca să mântuiești zidirea ta. Și te rog, Dumnezeul meu și ziditorul meu, să mă întemeiesc de astăzi înainte, spre bine până la sfârșitul vieții mele, întru cinstea și slava Dumnezeirii tale, pentru mântuirea mea. O, Doamne, astăzi îți dau ție sufletul și trupul meu și voința mea, rugându-te să fie voia ta cu mine, precum îți place. Dă-mi îngăduială să pot răbda și mă pedepsește aici, într-o această lume, iar nu în cealaltă viață. Și iartă pre cei vii și pre cei răposați pentru rugăciunile Sfintei tale biserici și mă învrednicește și pre mine și pre ceilalți să ne bucurăm de slava ta în rai. La aceasta pun mijlocitor pe sfinții tăi îngeri, către care zic: O, cerești slujitori și slugi ale lui Dumnezeu și păzitori ai oamenilor și vrăjmașii diavolilor, mă închin vouă, fericitelor duhuri, și mă bucur de slava voastră, pentru că pururea stați neadormiți într-o voințele Dumnezeului nostru, cu multă grăbire și credință. Voi pururea căutați și nu dormiți, pururea slujiți și nu osteniți, pururea luptați și pururea biruiți. Și nu este alta grija voastră, fără numai să goniți spre vrăjmașii lui Dumnezeu de la zidirea lui. O, blagosloviți păzitorii ai oamenilor, mă închin vouă și vă mulțumesc pentru ajutorul cel din toate zilele ce ne dați, pentru povățuirea ce ne faceți, pentru darul ce cereți adesea de la Dumnezeu pentru noi. Și deosebi bine vă cuvântez pentru grija ce aveți pentru mine, nevrednicul și păcătosul. O, Sfinte Îngere, păzitorul sufletului meu, și tu, Mihaile Arhanghele, ajutorul meu, nu vă scârbiți de mine, nici mă lăsați pustiu, ci mă păziți ziua și noaptea, până îmi voi da cu bună pocăință sufletul meu în mâinile lui Dumnezeu și ziditorului meu. Și măcar că eu nu vă ascult, nici primesc luminările și povățuirile ce mi le faceți pentru folosul meu, totuși, vă rog să aveți grijă de sufletul meu și să opriți puterea vrăjmașului, pentru ca să nu mă împresoare și să mă mântuiți de toți vrăjmașii, cei văzuți și nevăzuți, pentru ca să nu mai greșesc de acum înainte Dumnezeului meu. Și mă învredniciți să vă văd la moartea mea și să stați împrejurul meu, să mântuiți sufletul meu și să-l duceți în cer, să se închine slavei feței lui Dumnezeu și să vadă bucuria sfinților lui, pentru ca să am pricină să vă mulțumesc acolo pentru purtarea de grijă ce ați făcut pentru mine, și să povestesc binele vostru cu glas neîncetat
în vecii vecilor. Amin. Îți sugerez să nu te oprești aici, să asculți mai departe și îți doresc ca fiecare rugăciune pe care tu o faci să-ți sporească credința în Dumnezeu și să poți să răzbești în toate luptele vieții.